România a fost prinsă astăzi între vară și iarnă. La munte, oamenii au dârdit în gecile groase, în timp ce pe litoral, localnicii sau turiștii nu au avut nevoie decât de costumul de baie. În prima zi a lui Brumărel, Marius Coman, un fotograf din București, a găsit la malul mării o vreme de vară și ieri și astăzi s-a bronzat în voie în stațiunea Mamaia, iar apoi s-a îmbăiat în tocmai ca în plin sezon estival. Cum a fost? Foarte bun, e cald acum. Afară e cald, e bine, e perfect. A fost atât de cald la orele amiezii încât copiii au clădit castele de nisip, iar plimbăreții au mers desculți kilometri în șir pe malul mării. În mintea tuturor, toamna, dar și capriciile ei, erau amintite doar de frunzele ruginii și de castanele pleznite în coajă. Cum descrieți vremea de astăzi? E superbă! Mă uitam că sunt suficienți de mulți oameni pe plajă care fac plajă. Este extraordinară vremea. Așteptam ploi. În niciun caz vremea asta atât de frumoasă. Mulți dintre cei care s-au bucurat de bronz la debutul lui octombrie au vrut să încerce și apa. În prima zi a lunii octombrie, oamenii au ales să facă baie în apa mării. Temperaturile sunt ridicate de peste 23 de grade Celsius pe întreg litoralul. După orele amiezii s-a simțit că un val de aer rece se apropie de litoral. Pe plaja din apropiere de Năvodari, câțiva pescari au observat aceste modificări de temperatură. La început au stat îmbrăcați în tricou, dar după ora 15 și-au luat din nou gecile pe ei. Astăzi a fost trei anotimpuri, dacă o luăm așa. Foarte frumos dimineață, s-a schimbat după aia, acum e ajunsă, într-adevăr, e toamnă. Meteorologii au anunțat că de mâine vremea se va răci în întreaga țară. Temperaturile vor scădea brusc chiar și în Dobrogea și vor fi cu până la 10 grade mai mici decât cele înregistrate astăzi. La munte, frigul deja a schimbat peisajul. În Harghita, de exemplu, i-a convins pe reprezentanții Radet să dea drumul la căldură. Am reușit în acest an, datorită investițiilor care s-au făcut pe sistem, să reducem tariful la populație de la 335 de lei la 304 lei. Meteorologii au anunțat că o masă de aer rece venită din nordul continentului va ține România la temperaturi joase până săptămâna viitoare. Spre sfârșitul ei, soarele va încălzi din nou Dobrogea.